Și vă aflați în casa celui ce a creat cimitirul vesel, Ion Stan Pătraș. Tot ce se vede în această încăpere sunt lucrările rămase după moartea lui. Casa aparține Muzeului Sighetului Marmației. Sunt lucrări care a fost păstrate cât de familie, cât preluate de Muzeul Maramureșului și acum continuitatea casei memoriale va dăinui aici la Săpânța, deoarece este singura casă memorială a unui meșter popular. Tot ce se vede sunt lucrările mele. Cu aceste lucrări eu am participat la multe expoziții, cât în țară, cât peste hotare. Și sunt crucile cele mai reprezentative ale cimitirului Vesel. Este crucea soacrei, este crucea bețivului și este crucea unei bogătașe care a fost prin anii 60-70 a fost cea mai bogată, a avut batoză și pălincie. Și aceste texte sunt urmărite în toată lumea, datorită faptului că, fiind persoana întâia, îi spune vicile care le-a avut pe pământ. Și din cauza asta, aceste texte sunt duse în toate ziarele lumii. O să-mi pregătesc un copil care va fi menit pentru această meserie, care va avea o bază sigură, va duce mai departe această meserie în funcție de plăcere, nu de a avea, de a se îmbogăți pe meserie. Este o meserie grea, dar trebuie să ai plăcere asupra ei și dacă n-ai plăcere asupra ei, e greu ca să o duci mai departe. O sculptură poți să o faci când vrei. O pictură poți să o faci când vrei, o poezie poți să faci când vrei, dar când te pui să le strângi pe o singură bucată de lemn toate, e greu.